Festivitatea de deschidere a etapei naționale a concursului de matematică a liceelor maghiare din Europa a avut loc joi 11 februarie la Sala Transilvania din Zalău. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj are onoarea de a fi gazda celei de-a 26-a ediții a etapei naționale a concursului de matematică a liceelor maghiare din Europa, o competiție inclusă în lista concursurilor școlare care se desfășoară la nivel național, care este finanțată de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în anul școlar 2015-2016. Suntem onorați să avem în mijlocul nostru oaspeți de seamă, colegi profesori și elevi din mai multe județe ale țării, veniți aici să-și demonstreze, bineînțeles, fiind o competiție bună pregătire și să primească roadele muncilor de-a lungul ultimilor ani. 126 de elevi din 14 județe din țară sunt prezenți în perioada 11-14 februarie la Zalău în vederea probelor scrise la disciplina matematică, care se desfășoară la Colegiul Național Silvania din municipiu. Sunt alături de noi cei 126 de elevi din 14 județe: Harghita, Mureș, Covasna, Bihor, Satu Mare, Cluj, Brașov, Arad, Maramureș, Timiș, Alba, Bistrița Năsăud, Hunedoara, Sălaj și din municipiul București. Elevi calificați în această etapă a concursului și care, în urma celor două probe scrise, vor demonstra că învățând matematică, înveți să gândești, așa cum spunea Grigore Moisil. Festivitatea de premiere va fi găzduită de Sala Avram Iancu a Primăriei Municipiului Zalău, duminică 14 februarie, de la ora 10.